Primii care în urmă cu 25 de ani au strigat jos Ceaușescu, jos comunismul, libertate, au fost timișorenii. Mulți nu s-au mai întors niciodată acasă. Mariana Farcău ar fi putut fi printre cei care au dispărut fără urmă din Timișoara în noaptea de 16 spre 17 decembrie. Noi în Timișoara nu ne mulțumeam doar să trăim, să mâncăm, să mâncăm, să trăim. Vrem ceva mai mult, puțină libertate, puțină democrație, puțină expansiune, puțină cunoaștere universală. Și atunci și foamea, și frigul. Dar astea au fost ingredientele unde timișorenii s-au revoltat. Și s-au strâns în piață. Au scandat, au strigat, au sfidat gloanțele pentru a-și apăra convingerile și visurile. Seara și peste noapte, protestatarii au început să fie săltați de securitate. La ora 1 dimineața, spre 17, fratele meu, mulți membri din familia mea au fost arestați. Cineva m-a sunat și a spus în felul următor: dacă nu veniți să ridicați, o să fie omorâți. Ei erau bătuți, chinjuiți, maltratați. Sute de tineri s-au mobilizat atunci și au pornit presediul securității din Timișoara să elibereze pe deținuți. Doamna Elena Ceaușescu, dat ordin ca toți arestați, împușcați, răniți, să dispară complet, să fie arși la crematoriu. Zvonul că urmele dezastrului trebuiau șterse de pe fața pământului s-a răspândit rapid, iar pentru cei de afară, secundele deveniseră ore. Era nevoie de o forță impresionantă pentru a putea răzbate dincolo de cordonul format de armată. Era cordonul de militari în termen cu mitralierele îndreptate spre noi, ațintite în poziție de tragere. Și atunci ei, fără să somneze, au tras în noi. Mariana Farcău a fost împușcată de două ori în rafala de gloanțe care a urmat. Unul i-a străpuns brațul, celălalt a ajuns în abdomen. Ea a rămas aici cu proteză. Aici mi s-a aplicat o proteză, am pierdut brațul complet, practic partea de jos a brațului dispăruse, rămăsese numai umărul. Am căzut pe caldarâm acolo. Tinerii răniți au ajuns la spitalul din Timișoara. Erau atât de mulți încât medicii abia le puteau face față. Cei care nu aveau șansa să fie tratați rapid erau ținuți în viață cu glucoză. Securitatea și oamenii ceaușeștilor vroiau însă în continuare să șteargă urmele crimelor. Au trimis la spital trei generali care aveau ordin clar să caute toți răniții. Și să-i pregătească în colete pentru a fi scos din Timișoara și făcuți dispăruți. Din saloane culegeau, adunau răniții, cei care erau în viață încă, și îi duceau jos sub motivația că îi scot din saloane să-i duc la interogatoriu. Interogatoriul era doar motivația oficială. În realitate, tinerii răniți erau uciși cu sânge rece. Îi împușcau încă o dată, dar de aceasta nu cu mitralieră, ci cu gloante de pistol. De către securitate. Destinul previzibil al Marianei Farcău a fost practic rescris în noaptea de 17 spre 18 decembrie pe drumul către crematoriu, acolo unde ar fi trebuit să ajungă de vie. La ieșirea din lift am căzut în comă. Am căzut în comă. Ei au crezut că sunt moartă. M-au aruncat în partea cu cadavre, chiar în morgă. A venit frigoterma de la Comtim, un mare camion frigorific care a început să încarce morții pentru a fi duși la incinerare. De momentele acelea mi-am revenit și cineva a văzut că nu sunt moarte. Cu sânge rece și riscându-și propriile vieți, doi brancardieri au luat-o pe sus și au ascuns-o în debaraua unde erau depozitate produsele de curățenie pentru morgă. Ei au văzut că eu am ieșit din comă. Toți ei m-au luat și m-au ascuns undeva și am scăpat. După ce mașina crematoriului a plecat, Mariana Farcău a fost scoasă din debara și urcată într-un avion militar al ambasadei Franței, alături de alți patru tineri. 40 de oameni, alături de care și-au strigat libertatea pe străzile Mișoarei, n-au mai avut noroc. Trebuia să despară resturile, au rămas destul de multe resturi și oase, au fost încărcate în 6 tomberoane mari de gunoi și au fost transportate la groapa de gunoi Popeșului Orden, aruncate pe gura unui canal. Mulți dintre cei care au scăpat din coșmarul acelor zile din decembrie încă luptă să justifice rostul riscului pe care, în urmă cu 25 de ani, și l-au asumat. La fel ca și Mariana, au devenit nume în numeroasele dosare ale Revoluției. Au protestat în continuare, inclusiv în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, cea care, după aproape un sfert de secol, le-a dat dreptate. O viață de om a fost apreciată material la injusta valoare de 5.000 de euro de către statul
statul român care n-a dorit să plătească mai mult. Decembrie pentru mine este cel mai greu moment. Mi-a fost viața întreruptă. Spulberată. Deși a primit azil politic în Franța, Mariana nu s-a putut despărți de casa din România. N-am reușit să fac echilibru sentiment-rațiune. Sentimentul față de țară și de cei rămași în urma mea, de răniți, de familie, de Timișoara și de România a fost mult mai puternic. Locuința sa poartă acum culorile tricolorului, aceleași culori pe care le-a purtat pe brațe atunci când a luptat pe străzile Timișoarei pentru libertate. Un semn de prețuire pentru România. Am ales să trăiesc aici și să protestez prin gândul, prin voința, prin mintea mea, să protestez împotriva ceea ce se întâmplă astăzi în România. Copiii își plâng tații, mamele își plâng copiii sau soții.